Relația noastră, nu cu un pic s-o răcit, dar din neajunsuri, cred că. Pentru că ajungesem la un moment că chiar nu aveam ce mânca, prieteni și alcoolul. Și am ajuns să muncesc cu facultate, cu diplomă, în casa belgienilor. Făceam curățenie. Cum să trăiesc eu mai departe cu tine când tu nu-ți vrei nici o schimbare? A, tu l-ai găsit pe Giovanni cu ruble acolo? A, visam în 2020 că eu am să ajung într-o bună zi, că eu nu o să mai merg la curățenie. Și eu credeam, eu nu speram, dar eu credeam că eu am să ajung într-o zi, că eu am să stau acasă. Am reușit. Este teme de cu mătra că o judică și îi spun, dar cu mătra când tu n-ai avut ce mânca pe masă, ți-o pus sau nu ți-o pus? Când tu n-ai avut și duci copilul la școală, au venit și ți-o dat o perechi din încălțăminte? Eu am înțeles că dacă n-ai să-ți faci tu singur, nimeni nu o să-ți facă. De circa 25 de ani, cetățenii Republicii Moldova sunt în proces de recuperare a identității românești. Redobândirea cetățeniei române a devenit un scop bine definit în sufletele și acțiunile moldovenilor. Dacă cetățean român devii în 15 luni, atunci din momentul când ai redobândit cetățenia, obții pașaportul în 5 zile. Însă ține cont de faptul că valorile de bază în procesul de lucru cu actele românești sunt legalitatea și transparența. Cu o experiență de 20 de ani în domeniu, JusConsult te ghidează și te ajută să fii român nu doar spiritual, ci și legal. Astăzi vă prezint istoria Svetlanei, care a parcurs calea de la face curățenie în casele belgienilor la a câștiga 1000 de euro lunar. E istoria unei femei puternice care ne demonstrează că atunci când nu te temi de schimbări, viața îți oferă multe oportunități. Însă înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă vă plac monologurile și ați dori să le susțineți continuitatea, o puteți face cu ajutorul butonului Mulțumesc. Funcția este disponibilă doar pentru spectatorii de peste hotare. Vă sunt recunoscător pentru susținere. Mă numesc Cebanu Svetlana, am 34 de ani. Sunt o moldoveancă stabilită în Belgia. Sunt mămica unui băiețel de 15 ani, iar acum sunt însărcinată într-a 8-a lună. 8 ani în urmă număram bănuți în gura metroului pentru că nu-mi permiteam, nu puteam să-mi cumpăr nicio pâine. Dar acum am ajuns să încasez pe lună 20.000 de euro datorită unei oportunități online. Așa, m-am născut la țară într-o familie modestă de oameni muncitori. Vin din Căușeni, satul Săiț. Tatăl muncea cu mama de dimineață până seara într-o fabrică de vinuri, muncitori de rând. Au fost muncitori, dar nu prea au putut să ne ofere tot ceea ce oferă astăzi părinții în ziua de azi. Singur am fost responsabilă ca să-mi achit studiile, singur m-am gândit la o profesie, la o meserie. Mi-a plăcut școala, într-adevăr. Așa, viața mea a prins culoare, așa cum spunem noi. Dar ce vrei la 17-18 ani, da? Când îți scutură fluturi pe stomac sau pe creier, nu știu cum să spun. Am întâlnit fostul meu soț, care mi-a fost profesor. Eram în clasa 11-a când în sat la noi a venit un băiat tânăr, frumos, arăta bine și a început să lucreze în școală. Eu fiind în clasa 11-a, bineînțeles, pentru că știam că urmează să am examen, eram axată pe școală, nu mă gândeam la... Dar dragostea nu are limită, da? Și erau câteva luni de a termina școala, când s-au început pregătirile pentru examen. De unde până unde, bineînțeles, s-a întâmplat cucerirea între noi doi. De fapt, toată lumea credea că vine cucerirea din partea mea, dar nu era din partea mea, era din partea lui, dar a fost ceva frumos. El era profesor de istorie și adăugător mai făcea engleză. Bineînțeles că eu, care știam că îmi trebuie engleza, am început să fac engleza cu bani. Și nu eram doar singura persoană care mergea, dar care își permitea, care avea dorință. Și uite așa a început cucerirea și după asta s-a început. Bineînțeles că se vede totul dintr-o parte, se vede, dar eu eram persoana care chiar învățam bine și oamenii credeau, profesorii credeau din școală că îmi pune
note pe ochi frumoși sau că uite că aveți o relație. El era foarte cu minte, foarte, dar se făcea pe timpurile celea discotec serate din genul ăsta. Și eu nu știu cum, dar el era prietenos cu toți studenții ăștia de clasa 11 și ducea cu cei mai mari. Și vedeam că iubea câte un pic să consume. Eu zic, ei, mă rog, după serată, zic, oricum, a doua zi îl vedeam la școală, deci nu era o problemă. Dar, de fapt, chiar era o problemă atunci, dar eu, îndrăgostită, nu observam lucrurile astea și nu puneam o problemă. Părinții, când au aflat că eu sunt într-o relație cu el, bineînțeles că nu a acceptat. Eu făceam tot posibilul să le explic, dar nu aveai cui să explici, pentru că asta este mentalitatea părinților, pentru că vor doar bine copilului. Eu am lăsat lucrurile așa cum sunt, nu am mai zis nimic, nu ne-am mai văzut, dar au venit și timpul când se încheia anul școlar, examene, atestat, balul de absolvire și să pornim un drum unde? La o facultate. El a decis să meargă împreună cu mine în Chișinău. Din prima zi și-a căutat de muncă, din prima zi am căutat chirie. Avea 750 de lei cu el, doar atât. Pentru că nu aveam nimic, nici eu, nici el. Noi n-am luat nimic de acasă, nici el, nici eu. Am pornit cu o pungă de haine. Trei hăinuți acolo și eu și el. Și asta a fost începutul nostru. Am împărțit un apartament, o casă la sol cu bătrânică care ne-a primit așa. Am muncit din prima zi când am ajuns în Chișinău, pentru că am mers să căutăm. Unde să căutăm de muncă? La Piața Centrală. Da, acolo am mers, nu mi-era rușine de muncă. Eu iubeam munca de mică pentru că știam, dar el a vrut să facă sacrificii pentru că trebuia să ne întreținem unul pe altul, pentru că știa că eu trebuie să încep studiile și el trebuie să ne asigure studiile, pentru că eu asta i-am spus, eu trebuie să fac studii, eu nu o fac de dragul părinților, eu o fac pentru mine, eu vreau o meserie, tu ai, dar eu. Și am muncit 3 luni de zile împreună la piață. El a rămas, a continuat să lucreze, eu am mers la facultate. La piață vindeam haine clasice, aveam un butic, el un butic și eu un butic. Deci știam să fac vânzări foarte bine pentru că îmi plăcea să comunic cu oamenii. La piață vindeam haine clasice, începând de la cămașă, pantaloni, sacouri, deci mergeam pe versiunea clasică. Deci unde venea lumea? La piață, bineînțeles, erau vânzări pe timpul 2006, cam așa. Deci se făceau bani bunișori. A ajuns timpul să merg la universitate. La universitate, bineînțeles, să încep cheltuielile. Studii, deci am venit să muncesc, înseamnă că noi trebuie să facem mai departe și un viitor. Și uite, așa s-a început, am început să câștigăm mai bine, ne-am mutat singură într-un apartament. După un an de zile de când eram împreună, am aflat că sunt însărcinată. Bineînțeles, am început să plâng, șoc. Sora mea era în vizită la noi și eu zic, ce fac eu mai departe? Păi ce fac eu mai departe? Eu aveam aproape 19 ani, dar nu aveam 19 ani. Ce fac eu că eu singur copil? Mă duc lui și îi spun, zic, eu sunt însărcinată. El bucuros, eu plâng, eu am intrat într-o panică, într-o isterică, îți dai seama. Eu și fac mai departe facultatea, stai liniștită, stai calm, mă încuraja, într-adevăr, mă încuraja. Bineînțeles, primul meu gând a fost, zic, eu abandonez facultate, eu o să-mi distrug și viața și acum am ajuns la vorbele celea, că eu îmi distrug viața, eu îmi distrug la 19 ani, eu să nasc un copil, ce fac eu mai departe? Nu. El mi-a spus așa, tu ai să mergi și ai să faci studiile mai departe. Eu am mers și mi-am făcut studiile mai departe și s-a început acolo. Burta creștea, deja partea asta la altă, la universitate. Voi faceți copii pe băncile universitare! Dar eu nu mă uitam nicăieri, eu îmi făceam studiile bine, eu îmi făceam, pregăteam materia pentru a doua zi, eram destul de organizată și pregătită, îmi plăcea prea mult ce aici fac și ce aici am ales. Pentru că n-am ales o facultate de dragul părinților, am ales o ce aici am putut eu să-mi fac, pentru că contractul l-am achitat pe banii mei, pentru că eu am muncit vara și mi-am pus un bănuț deoparte, deja dacă ne-am mutat și în apartament. Și uite, așa au durat studiile.
Era sfârșit de era început de februarie. Era început de februarie când deja trebuie să mă apropii de ultima săptămână de sarcină. Am mers de ce să-și hotărâtă la secretariat și zic, eu vreau să-mi iau un academ. De ce să-ți iai academ? Pentru că unii mă cunoșteau că sunt o studentă destul de bună, alții, bineînțeles, să găsesc să-ți pui în beț în roate. Ok, vină și scrie, ia-ți academ, dar eu eram conștient că dacă eu academ, eu gata, s-o terminat și facultate, s-o terminat tot. Nu, a fost o profesoară care pe mine m-a înțeles și m-a susținut și m-a spus, nu lua academ. Du-te și naște copilul și aduce pe cineva să te ajute și termină facultatea. Deci menționez că era februarie și mai aveam încă câteva luni. Și așa am făcut, am adus-o pe mama la Chișinău. Și ea a fost dădaca care a stat până la prânz. Eu la 12:30 terminam orele și fugeam. Că trăiam la poșta veche, fugeam acasă, îmi hrănesc copilul. Și așa au durat încă 3 luni de zile. Apoi mama a spus, nu, tu duci și muncești, las că eu copilul cu mine la țară și eu am să te ajut să-l crești. Și așa și-a fost. Părinții mei au fost și mamă și tată. Pentru copilul ăsta când a început să vorbească, el spune tată la bunii. Și mama îi spunea la mama, pentru că eu mă duceam în fiecare vineri, mă duceam vineri, sâmbătă, eu luni dimineață trebuia să urc, să plec deja din nou. Și spunea, duci și termină facultatea, las că noi îl creștem. Și că așa au crescut copilul meu. Relația noastră, nu cu un pic sorăcit, dar din neajunsuri, cred că, pentru că ajungesem la un moment că chiar nu aveam ce mânca, așa era greu, doar părinții ne întrebau, mai aveți ce mânca? Și noi spuneam, da, este, dar de fapt nu mai era nici ce mânca, pentru că era greu, facultate, și bineînțeles că eu, ca femeie puternică, nu puteam să fac ceea ce a făcut el. Ceea ce s-a întâmplat, prieteni și alcoolul. Asta cred că și ne-a răcit pe noi, pentru că la alcool se întâmplă destul de urât ceea ce se întâmplă, se începe înjurături, se începe vorbe care nu-ți dai seama și uite așa, eu vin acasă, măi, lasă, măi, toți prietenii mei, el amuș vin, ăsta era 3-4 ori sau închidea și telefon. Mă rugam de foarte multe ori să mergem la țară împreună să vedem ce face Dănuț. Și îmi spunea, du-te dacă vrei. Iată așa îmi spunea, du-te dacă vrei. Și spun, zic, dar cum să mă duc fără tine? Zic, el tot așteaptă pe tine. Și eu când am văzut că nu mai ai cui să-i spui, eu zic, ok, lasă, rămâi tu aici, lasă că eu mă duc. Și uite așa, am văzut că el e obosit deja din ajunsuri și el mai bine șinea camarul în berea aceea. Și eu când îi spuneam la fosta mea soacră, îi spuneam că el bie, că el uită să vie acasă, el nu-i răspunde la telefon. Ei, nu, că nu e așa. Nu e așa. El nu era rău. El nu că se întindă mâinile, dar uite ceea ce n-am acceptat bieția și uitatul să vie acasă. În 2014, deja treaba era destul de serioasă și grea la noi în familie, nu mai erau câștigurile care le aveam noi înainte la piață. A sunat o rudă de-a mea din Belgia și a propus. Nu vrei să lași pe el să vină în Belgia? Și eu spun, zic, bineînțeles, hai că vorbesc cu el. Eu când i-am spus lui în 2014 că hai du-te încearcă tu și dacă ceva vin și eu. Că băietul dacă ceva lăsam la părinți. Și el s-a dus. Hotărât s-a dus, dar nu era cu tot sufletul că vrea să se ducă. Lui era frică de schimbări, lui era frică de muncă, lui nu-i plăcea plecatul ăsta de acasă în străinătate. A ajuns acolo, primul lucru, primele seri, deja au început să mă sune și să-mi spună, eu nu pot, eu mă întorc acasă, lucrul ăsta nu-i de mine, mie nu-mi place clima de aici. Deci 101 de motive și mi-a arătat tătă Sara, uite mâinile mele, dacă tu mai vrei să mănânci pâine străină, vină tu aici. Deci, practic, 2 luni cât a muncit el acolo și când eu am văzut că el tot în toată țara îmi plânge, și țineam contact cu ruda mea și îmi spunea, nu, el nu vrea să muncească. Zic, las că, las termină munca să-și iei salariu și să vină acasă. Eu deci încercam cu toată familia din partea lui să-i spun, să-l convingă, să rămână, poate cumva să salvăm. Vroiam, într-adevăr. Și am văzut că nu mai ai pe cine ruga, nu că eu vin acasă.
era ce l-a adus pe el acasă? Moartea lui tatăl meu. În 2014, iată anul ăsta să fac 9 ani. Când tatăl meu spontan a murit, nu era bolnav, nu era alcoolic, nu fuma, s-a culcat la prânz și a zis că merge să se odihnească un pic. Și însomnat, a murit. Șocul care a fost pentru mine, eu eram în Chișinău, el era în Belgia, eu nu știam ce să fac, cum să mă descurc, cum să reacționez. Eu eram obișnuit cu ambii părinți și la un moment dat mama spune că a murit tata. Cum a murit tata? Acum tata moare. Zic, cum mama moare? Deci, cred că în 30 de minute am făcut drumul până la Căușeni, până în sat, că am luat pe cineva cu mine. Eu nu-mi dau seama cum am ajuns acasă. Eu încă l-am apucat încă când practic și-o dat sufletul. Eu am intrat în casă, mie nu vinea să cred să ajungi tu să-ți duci tata la murgă. Asta deja a fost prea de tot pentru mine, pentru că medicii mă opreau și îmi spuneau: Svetlana, nu treci acolo, pentru că în momentul ăsta tu nu ai să-l uiți toată viața. Și așa și-a fost nici în ziua de azi, eu nu pot să uit cum l-am dus eu copilul să-și ducă tata la murgă, pentru că nu era cine să-l ducă. Deci primul gând care ne-a fost, bineînțeles că am sunat soțul și am spus: las tot și vin acasă. Și rudele mele s-au ocupat de cumpărarea biletului, rapid au venit acasă. Au venit acasă și după asta n-au mai plecat, au spus: nu, eu cum te văd pe tine, nu mai plec, găsăm aici de muncă. Și uite că după 40 de zile, noi am decis să mergem în Chișinău, apartament l-aveam în chirie și am spus, zic, hai să facem ceva, pentru că noi, dacă tu nu vrei să te duci înapoi, zic, facem ceva. Și am decis să deschidem un butic. Eu, fata îndrăzneață, știam cum se colaborează, știam cum să aduc marfă, mai erau cunoscuți și am început să merg în Turcia să aduc haine cu cargo. Mai am un frate în Odessa care m-a ajutat foarte mult să-mi găsesc punctele de unde să-mi iau toată marfa. Deci încet, încet am început să-mi fac puncte și în România și am început să aduc. N-a durat prea mult. A durat până în decembrie și am înțeles că aici sunt doar cheltuieli, dar noi niciodată nu o să mai avem. Și s-a început ceartă, iarăși uitat să vin acasă, uitat că este un copil de crescut, uitat că noi trebuie să avem o casă, te rog frumos, eu plâns, te rugăminte, nu mai aveai cu cine. Am sunat ruda și am spus, ruda din Belgia, și am spus, te rog frumos, caută-mi ceva de muncă, indiferent câți bani, caută-mi de muncă. Eu am știut că dacă nu fac eu acum o schimbare, gata. Eram conștient că dacă eu mă duc să-mi cumpăr o casă. Măcar o garsonier, la asta visam, pentru că nu mai eram putincioasă să plătesc chiria. Așa ajungesem la un moment dat. Nu mai visam la alte lucruri, pentru că nu-mi permiteam. Deci Dănuț deja avea 6 ani. Când în 24 ianuarie 2015, ruda mea îmi spune, dar eu venisem, în seara aia venisem din Turcia, am adus marfă pentru noi. Și îmi spune, nu vrei să vii în Belgia, că să-mi găsesc de muncă? Eu vin. Ia-ți bilet și vin. Eu tot am lăsat. Tot am lăsat. Marfa nici nu mi-ajungesă, că tot am lăsat. Și am pornit. Era 25 ianuarie și acum, ați în minte, nu erau zboruri directe. Dar am întrebat-o, ce trebuie să iau? Ies doar haine strict necesar? Și atât, și o pereche de încălțăminte. Las că ieși să găsești. Eu mi-am pus întrebare, pe ce să-mi cumpăr eu încălțăminte de acolo? Și am luat cu mine doar 200 de euro. Am luat autocarul din Chișinău spre București și din București am avut avionul. Era 25 ianuarie și acum ați aminte, dar ți-am aminte momentul ăsta atât de bine, când Dănuț avea 6 anișori și măcar pe mine, fost soț, nu m-a petrecut până jos. Măcar până jos. Eu am închis ușa cu lacrimi în ochi și am spus, eu înapoi nu m-am mai întorc, mă întorc doar să-mi iau copil. Și asta a fost hotărârea mea din start, pentru că eu știam că gata. Dacă el pe mine nu m-a petrecut măcar până jos, atunci mi-am dat un semn de întrebare. Zic, nu, tu așa de simplu m-ai lăsat pe mine, puteai să zici, mă duc eu. Nu, eu am înțeles că omul ăsta vrea libertate, omul ăsta nu vrea să facă sacrificii. Am ajuns în Belgia.
a doua zi direct la muncă. E cum, Doamne, la lucru, dar nu mă plâng, pentru că n-am venit aici să mă plâng, pentru că nu-mi plac oamenii plângăcioși. Nana mi-a spus, chiar țin să le mulțumesc pentru că ei mi-au întins mâna, pentru că eu nu aveam pe altcineva să mă ia undeva. Și am ajuns să muncesc cu facultate, cu diplomă, în casa belgienilor. Făceam curățenie. Mi-au spus unde-i caldarea, unde-i cârpa, unde-i mop, unde-i aspiratorul, unde-i tot. Uite, de azi trebuie să faci asta, asta, asta. Nu mi-a fost rușine să spăl toalete, nu mi-a fost rușine deloc. Primul lucru, bineînțeles, după o zi de muncă, cercam sun. Și s-a început atât de agresiv să vorbească cu mine, să întreb de Dănuț, fost soț. Și spun, zic, eu nu înțeleg, de să vorbesc cu Dănuț. Plâns, nebunii, deși nu răspuns la telefon. Dar și să răspund la telefon? Și s-a început cu vorbi dintre astea care îți dai un semn de întrebare. Dar eu are merit lucrurile astea? Eu am venit aici, fac sacrificii, cumpăr o casă și vin acasă. Dar am înțeles că nu, foarte repede s-a răcit. Într-o lună de zile, practic, la noi s-a răcit tot. Și eram omul care eu încă speram că într-o zi o schimbe lucrurile. Dar nu a fost așa ceva, pentru că munceam din greu. Primele lucruri care s-au întâmplat în viața mea au fost frumoase. Eu am ajuns acolo, m-au găzduit rudele mele 3 luni de zile. La un moment dat mi-am dat seama, pentru că eu făceam prea mari sacrificii, mă trezeam la 3 dimineață ca să ajung în Bruxelles la muncă. De la 3 până la 8 trebuia să ajung. Eu schemam 2 trenuri, metrou și încă 20 minute trebuia să merg pe jos. Deci asta a fost pentru mine un click. Ori te duci să cauți chirii în Bruxelles, ori mai stai aici și mai faci sacrificiile astea. Și le-am spus, dar rudele mele, bineînțeles, că au zis că nu, mai stai aici, zic, nu, eu plec. Și l-am rugat pe el și să-mi trimată încă niște bani de acasă, ca să am măcar rezervă, pentru că eu nu aveam, de la început nu aveam bani, dar vroiam să fac mărept de schimbările astea. Și am ajuns, am găsit un apartament cu cineva, nu aveam nici unde dormi. Ei, unde am venit eu? Am dormit, Dorin, pe un matras. Pe un matras tras din drum, care era cu gândași, puteam să spun. Cu ce să-l aspir? Că eu nu aveam nici aspirator. Deci mi-am pus în loc de pierdică, mi-am pus o prostierie, pentru că nu aveam nimic, absolut. De mâncat nici nu vorbeam. Cumpăram ceai negru și îl făceam fierbinte ca să mă țin sătulă. Și ajungeam la muncă și îmi tăiam o filie de pâine și pe șiepi furate. O luam din casă, pentru că belgenii nu că te primesc și hai vină să te pun la masă dimineață. Nu, tu ești la muncă, tu ești sluga lor. Luam câte o felie de pâine pe ascuns și ceaiul știam și îmi puneam într-o sticlă și asta era toată mâncarea mea. Așa a durat foarte mult timp. Pentru că eu munceam de dimineață până seara, nu-mi permiteam nici să mă gândesc la altceva. Și îi spuneam, zic, eu nu mai am bani. Tu te-ai dus, tu ai vrut să mănânci pâine, cam mănânc-o. Și parcă s-a început un pic de răzbunare dintre asta. De ce nu aveam bani? Pentru că toți banii, practic, îi trimiteam acasă. Îi trimiteam acasă pentru că el încă trebuia să mai investească, poate în marfă, poate în altceva, dar eu nu vedeam nimic rezultate din partea lui. Eu știam că eu trebuie să trimit toți banii acasă. Dar și eu, femeia grijulie, că să aibă și copilul de mâncat, să aibă și el și de țigară și poate de o bere acolo. Și eu rămâneam doar cu 50-60 de euro ca să trăiești, dar stălea că este șcherii. Este și de mâncat. Eu nu-mi permiteam să mănânc mai mult. Pentru că asta era. Au ajuns unele momente, dar nu cu unele momente. Asta a durat vreo 3 săptămâni de zile, când eu număram bănuți în gura metroului. Aveam, țin minte, 70 de cenți și am zis că hai că mă duc să-mi cumpăr o pâine și am să merg pe jos acasă. Pentru că nu-mi permiteam încă să-mi fac abonament. Și cumpărasem o pâine dintre asta semi-crudă care trebuia să o coci la cuptor sau microunde, unde spune ea. Și am luat, dar eu nu știam că e semi-crudă. Și așa am mâncat pâinea și ea crudă. Și când m-am mutat eu cu 20 de cenți, ce fac eu încă? Ce fac eu? Pentru că eu nu lucram la negru. Eu deja eram angajată cu acte, pentru că eu am mers cu acte în regulă. Dar ideea e că eu nu mai aveam bani, pentru că omul bun dă tot ce e mai bun de la el și își dă... Eu dădeam și haina de pe mine numai ca să fie bine acasă. Și când am văzut eu că lucrurile nu mai stau așa, am început
să caut și în weekend de muncă. Și am dat peste ambasadoarea Turciei în Belgia. Ea mă lua și lucram la negru acolo, nu eram angajată, dar ea mă primea ca fata ei. Din nefericire, o mers în vacanță și a făcut un accident și a rupt spatele. Eu eram omul care și dimineața și seara și în weekend mergeam la ea să o ridic, să o spăl, să o îngrijesc. Am pus pe picioare femeia aceea, dar era omul care îmi plătea. Și de atunci viața mea s-a schimbat, pentru că eu deja puteam să-mi permit să-mi cumpăr și un mătras bun, puteam să-mi permit să-mi cumpăr și o pâine, puteam să-mi permit să-mi cumpăr și o perdică, dar am prins la minte. Nu mai trimiteam bani așa cum trimiteam la început. Și mi-am pus un pic de bănuți deoparte ca să ajung să trăiesc și eu cum trăiește oamenii, cum se îmbracă oamenii, cum are grijă omul de el. Și am înțeles că eu trebuie să fac o schimbare urgent, trebuie să mai fac niște sacrificii să-mi aduc copilul, pentru că deja acasă era clar. Eu obișnuiam să merg, să vin în Moldova, bine așteptate, când vineam, el nu era acasă, copilul singur în casă. Sau copilul era cu băietul care noi împărțăm apartamentul. Și eu întrebam, zic, unde e el? Dar nu știu, cu a ieșit. Dar cu cine-i Danu? Dar nu, unde-i tata? Nu știu. Sau îl scriam, unde ești? Fac mâncare la bucătărie. Dar ce mâncare faci bun? Păi e ca Dănuț, că ce mâncare au vrut eu. Zic, ia deschide camera. Și deschid și eu să mâncătărie și el noi. Și vine acasă. Dar și nu poți spui că vii acasă? Și cu agresivitate. Eu am venit acasă. Tu trebuie să te bucuri că eu sunt acasă. Nu, eu simțeam că eu sunt dezgustătoare în casă. Și încercam să-i explic, hai acolo. Hai că eu merg, dar tu îți duci la loc și eu am să duc copilul la școală și am să-l aduc. Și eu stau acasă, să fac mâncare, să fac... Stau leac. Deci eu ar trebui să te iau pe tine acolo, dar... Eu n-am nevoie de asta. Eu am nevoie de bărbat care să mă țină, să mă întâlnă, să avem grijă împreună și să construim, pentru că noi ne-am dus pentru o casă. Și s-a început critică că tu l-ai găsit pe Giovanni. Că tu nu mai vrei, tu nu mai iubești pe mine. Cum să te iubesc dacă eu vin acasă și tu nu ești acasă? Cum să trăiesc eu mai departe cu tine când tu nu-ți vrei nici o schimbare? A, tu l-ai găsit pe Giovanni cu rubli acolo, a, pe la Giovanni. Zic, eu nu l-am găsit pe Giovanni, dar dacă am să-l găsesc pe Giovanni, eu o să fac cunoștință cu el. Și ai să vezi că Giovanni poate e și mai bun dacă tu mă consideri pe mine că eu nu sunt stare. O femeie bună, tu cum o vezi? Să stai acasă și să aștept? Și să aștept, mă, copilul ăsta mâine pe mâine. Te împinge din pat, el trebuie să crească undeva. Ce oportunitate îi dai lui în viață? Și totdeauna m-am învinovățit că eu l-am pe Giovanni. De fapt, nu era nimeni în viața mea, că eu singur nu-mi vedeam de nevoi. Eu am lucrat foarte mult timp încă în Belgia, vreo 5 ani, cred că, fără a divorța. Dar oricum nu mai era nimic între noi. N-am divorțat pentru că știam că viața eu nu o să mi-o mai refac, nu o să mai găsesc pe nimeni, dar nici nu căutam. Știam că eu copilul ăsta trebuie să-l cresc, trebuie să-l educ, trebuie să-i ofer ceva în viață, trebuie să-mi cumpăr o casă și atât. Eu nu știam și de asta nici nu am divorțat. Că toată lumea nu ne vedea împreună, dar ne întreba, tu mai trăiești? Și eu spun, zic că nu trăim, dar ai divorțat? Lumea era deranjată. Ai divorțat sau n-ai divorțat? Și chiar la un moment dat primeam mesaje de la persoanele care el era în contact cu ele. Da, și mă întrebau să afle mai multe noutăți, dar de fapt eu știam cu cine el era și cele persoane pe mine îmi puneau întrebări. Că nu mai vii acasă? De fapt, cu cine el era? Și când eu îi spuneam, mă plângeam, vreau și eu să mă plâng, pentru că eu la socra mea foarte mult am ținut. Și țin și acum, pentru că n-au nimic. Dar că nu m-au înțeles, m-au învinuit mereu. Că tu l-ai lăsat și te-ai dus. Păi eu i-am propus, hai să facem ceva. Tu dacă nu vrei, eu nu am ce face, vine copilul de urmă, ce faci mai departe în viață? Și totdeauna, că nu cred, că el nu are pe nimeni. Că nu cred, pe urmă s-o convins. S-o convins de toate lucrurile astea, când eu le spuneam, încercați să vorbiți. Nu, e... Dar eu eram omul care eu și pe ascuns îi dădeam bani sau mă duceam cu cadouri scumpe. Mă duceam ca la mama mea. Eu nu puneam diferență că e soacra sau e mamă, pentru că așa sunt eu. Cu nănașii mei, la fel am păstrat legătura și în ziua de azi o păstrez. Mă bucur enorm pentru că mi-a fost și m-a ținut mereu.
A ajuns și momentul când eu am zis că eu trebuie să divorțez, pentru că eu cred că n-am să închid ușa, o să deschid o altă ușă. Și i-am dat drumul așa și sufletește, dar și prietenește. Și noi am lăsat mereu un loc de bună ziua. I-am spus, uite, nu mai merge, hai să divorțăm. Și el nu a spus nimic, hai. Noi ne-am trezit dimineața, cu toate că dormim fiecare separat, dar nu-ți dormea cu el și eu dormeam singură. Ne-am trezit, am mers și am depus cererea și femeia de la ghișeu încă ne-a întrebat așa, sunteți siguri că vreți să divorțați? Și el, da, și eu, da. Aveți un copil? Da, avem un copil. Cu cine rămâne copil? Și eu spune, cu mama. Și asta a fost divorțul nostru. Ca să înțelegi că nu e trebuie nici lui divorț, nici nici divorț. Noi am uitat să-mi ducem să luăm. Și s-a anulat încă peste un an de zile. S-a anulat peste un an de zile, pentru că dacă nu este hotărâre judecătorească, dacă nu-ți duce nimeni să-l ridică, atunci se anulează și tu rămâi așa. Bun, ce a urmat? Eu am reușit și mi-am luat copilul acolo. Am reușit să-mi iau un apartament în chirie. L-am dat la școală, a început Dănuț să avanseze, să învețe limba, l-am ajutat. Mă străduiam cât de mult posibil să-i acord ca să integreze, pentru că a fost pentru el asta un lucru foarte important, pentru că acolo nu avea practic contact cu copiii, dar eu mă străduiam să-i găsesc cât de posibil prieteni ca să-și fac o legătură. Dar a fost greluț, atât pentru el cât și pentru mine. Prima zi la școală n-am să uit niciodată când l-a strigat. Sebanu și el nu a reacționat pentru că în Belgia, în franceză nu se citește Cebanu, dar se citește Sebanu. Și eu stăteam și cu ochii în lacrimi și îi spun, zic, Dănuț, du-te mamă că te strigă. Și el s-a dus așa, parcă și acum îl țin minte. Vine seara acasă și îmi spune, mama, mi-e atât de greu, asta mi-a fost atât de dur pentru mine. Și eu zic, și fac eu din copilul ăsta, și fac eu cu viața lui. Și vine acasă și îmi spune, învață-mă o frază, spun, hai să mâncăm împreună. Și eu l-am învățat să spun fraza asta. Și-a luat 3 tartine la școală. Zic, dar cui e ei încă? Eu vreau să-mi fac prieteni. A doua zi a venit și spun, eu mi-am făcut un prieten, un negru, și-am mâncat cu el. Și el a stat tot zi, zic, dar cum ai vorbit? Pensemne, mama. A doua zi el spune, eu vin acasă, eu azi vin cu 3 prieteni, o să-mi fac cunoștință. Și eu zic, dar cum ai să vorbești? Mama, scrie câteva fraze. Eu îi scrie în fraze, el le învăța pe de rost. Și că așa au fost Dănuț, că s-a integrat foarte ușor. La jumătate de an el deja vorbea, cam stâlcit, dar oricum vorbea. Eu îl susțineam, îl încurajam și profesorii acolo la fel îl încurajau. Am început să fac adăugători eu acasă cu el, pentru că aveam o bază bună. La jumătate de an mi-am dat seama că Dănuț mai are nevoie de muncit, pentru că o să rateze anul. Și eu când i-am spus, Dănuț, tu ai să rămâi clasă. Pentru el parcă a căzut cerul. Și îmi spunea, cum mama să rămân clasă? Asta e rușinos la Moldova. Da, noi nu trăim în Moldova, noi trăim aici. Eu să te încurajez, asta nu-i nimic. Și m-a ajutat directorul de la colegiul unde era el să mă transfere la altă școală. Și de fapt a fost o alegere mult mai bună, pentru că acolo a fost mult mai atașat profesorul de el și a pus o bază și mai bună și așa și nu a ratat școala. Pentru că el a reușit cu examenele, pentru că am dat amândoi tot ce e mai bun și eu retrăiam. Când era ziua de examen, eu cred că nici apă nu puteam să beau. Chiar și acum, când are examen, eu tot retrăiesc pentru el. Dar a fost băiatul care m-a încurajat, m-a susținut și îmi spunea, mam, dar tu și viața ai, că tu te duci dimineața și vei seara. Și eu zic, Danu, eu mă strădui acum să-ți fac viața pentru tine. Eu obișnuiam vara să-l aduc acasă, îl aducem acasă pentru ca să-l vadă tata și acum tot chestia asta este că trebuie să aibă legătură cu tata, nu contează cum a fost tata, pentru el în viziunea lui eu mereu am spus că tata este bun. Eu eram, că cumpăram lucruri și spuneam că uite tata ți-o trimis, dar de fapt tata nici 200 de lei pentru pașaport nu a vrut să dea, că a spus că el nu are bani. Eu n-am cerut pensie alimentară, eu n-am cerut nimic. Eu am fost omul care am plătit și facturile unde în apartamentul care a trăit el. Pentru că așa n-am vrut să fie dușmănia asta. Pentru că totuși a fost o viață frumoasă la început. A fost o experiență. Asta e. Am început să câștig mai mulți bani, am început să-mi pun bani deoparte, munceam și sâmbătă și duminica, pentru că știam că eu trebuie să-mi
cumpăr și un transport, ajunge dimineața trezările astea, că nu mai este posibil. Mi-am cumpărat prima mea mașină. Da, a fost prima mea mașină, un Renault Cabriolet. Doamne, eu cu mașină când nu aveam ce mânca și am, zic, mașina asta nu e pentru mine, asta e pentru fudulie. Zic, nu, eu trebuie să o schimb. La jumătate de an am schimbat-o pentru că mi-era rușine, nu știu cum, parcă și consuma mult, dar mi-era rușine. Zic, eu mă duc la curățenie și umblu cu cabriolet decapotabil. Am schimbat, am cumpărat un Golf Plus. Ei, eram altfel. Salonul alb, gata. Ajuns vara, trebuie să-l aduc pe Dănuț iarăși aici. L-am adus, m-am întors înapoi. Vacanță încă mai aveam. Am decis, zic, gata, creierul meu trebuie să se relaxeze. Eu sunt liberă, eu sunt singură, nu mai am nimic. Oricum lucrurile s-au aranjat. Nu mi-era gând la cineva, pentru că eu mă descurcam. Eu trăiam pentru mine și copilul meu ca să-i fac un viitor. Am început să-mi ajut mama. Cei care puteam eu să-i ajut, eu am început să-i ajut. Și zic, când eu n-am avut, zic, parcă nu știu cum, am abandonat-o pe mama, pentru că nu puteam să fac lucrurile astea, dar acum îmi permit și hai că o ajut. Eu bucuroasă m-am întors înapoi și aveam o colegă de facultate care tot e stabilită în Belgia și îi spun într-o zi, hai să mergem la o discotecă. Și îmi spune, da, știți-o? Eu zic, eu vreau să merg la o discotecă, eu am nevoie să mă odihnesc. Și îmi spune, hai să mergem. Zic, hai, și n-am ales o discotecă din Bruxelles, în afara Bruxellesului, zic, să nu dăm peste moldoveni, peste români, că zic, Doamne, numai nu, să nu văd pe nimic, nu vroiam, pentru că frica și experiența care am trăit-o, gata, nu mai vroiam, nu mai vedeam. Eram conștientă că gata, nu mai există cineva în viața mea. Ce credeți că se întâmplă? Ne ducem acolo și acolo dă peste un băiet. Dă peste un băiet, de fapt, erau mai mulți acolo, dar mi-am dat seama că ne-am intersectat cu privirile de multe ori. Eu am respins din start privirile, am ieșit afară și am observat că cineva mă urmărește și spun Tatianei, spun, zic, noi trebuie să mergem acasă, că nu-i bună treaba, zic, cineva a pus ochiul pe mine, zic, dar și eu am văzut. Ei, atâta mi-a trebuit numai să-mi spună. Și am ieșit și am mers la mașină și ne-am pornit spre Bruxelles. Într-a doua săptămână, iară, mă scurmă, hai să mai mergem odată la discotecă, cred că acum nu-i nimeni. Încolo, el venea și noi tot ne-am dus. Și el deja era singur. Și atunci a avut curaj să o apropiat. Și eu am spus că Luda mă cheamă. Și el credea din start că eu sunt rusoaică, că eram blondă. Nu a fost așa să fie, că eu am fugit, dar nu prea departe am fugit, pentru că el a insistat, hai să vorbim, hai să bem ceva. Și am spus că nu consum alcool, nici el nu consuma, pentru că era cu mașina. Deci mi-a plăcut foarte mult, pentru că le-ți scoate că vezi doar oameni consumați, dar eu deși cei ce am fugit și am spus, hai să mergem un pic afară, că era chiar era cald, pentru că era vară. Și el îmi spune că de unde stai? Și spun, zic, în Bruxelles. Și ce ai venit până aici? Eu zic, păi, veniți să ne distrăm, nu? Dar tu ce ai venit până aici? Și îmi spune, păi, am venit să mă distrez. Zic, păi, văd cum te distrez, că stai numai locul și te uiți numai la mine. Și spune, dar cum să nu mă uit dacă ești frumoasă? Și uite pozitivitatea asta. Eu am respins, într-adevăr, am respins lucrurile, pentru că nu eram atentă la cu cine mă cuplesc, cu cine vorbesc, ce vorbesc. Eram foarte calculată. De ceea ce am fugit, peste asta am dat. Dacă am fugit de moldoveni, e la fel moldovean. Și am ajuns, bineînțeles, să facem cunoștință și când colo, Giovanni a apărut! De fapt, nu este Giovanni, este Ionuț, care ne-am cucerit unul pe altul, pot spun, prin liniștea care o are el în suflet, dar și bunătatea lui, din priviri, să cunoaște că e un om bun. Și am decis noi să ne dăm întâlnire. Ne-am dat noi întâlnire. Dar cum este viața? Că de ce aici fugi, asta ți se întâmplă. Și eu îi spun, zic, da, hai să mergem undeva unde mai departe așa de lume. Eu parcă eram o femeie sălbatică, adică nu mai vedem, gata, nu mai vedem bărbați, nu o să fie și gata. Zic că ei, da, și am să fac dacă am să ies la o cafea. Și ne dăm o întâlnire și ce crezi, Dorin? El trăia la 5 minute de mine.
Tu îți dai seama, la 5 minute de mine, de fapt, eu trăiam deja de 4 ani în cartierul acela și el tot de mai mult timp. Și uite că noi ne-am întâlnit practic lângă casa noastră. Era omul insistent și eu din start am spus că nu insista, pentru că mie nu-mi place lucrul ăsta, pentru că eu am un trecut. Vrei să-l cunoști? Uite, ne așezăm și îți povestesc. Eu am fost căsătorită. Eu am un copil. Pentru mine copilul este tot. Eu n-am stau niciodată cu cineva de dragul unui bărbat, pentru că nu vreau absolut nimic. Eu sunt bine așa. Sunt bine. Dar tu pe mine nu mă cunoști, eu nu sunt ca toți. Și îl ascultam. Nu, tu înțelegi că eu am un copil. Și el, bineînțeles, necăsătorit, neavând copii, într-o familie destul de bună. Și am zis, nu, să începi vorbă cu soacra, să începi vorbă cu fratele, că și-a luat una cu copil, s-a luat. Și el mi-a spus atâta. Nu, eu am să-ți iubesc copilul tău mai mult ca pe tine și mai mult decât nu trebuie să te intereseze, pentru că eu trăiesc pentru mine. Și eu nu, și nu, și nu. El era omul care în toată ziua îmi spunea, măcar 5 minute să te văd. Mă lasă-mă măcar 5 minute să te văd. Și venea și la un moment dat eu am zis nu, după o lună de zile, dar oricum încă nu aveam nimic cu el. Ieșeam, vorbeam, nici măcar un sărut. Și el îmi spunea că, da, de ce tu nu vrei să mă înțelegi pe mine? Și faza cea mai tare când el a început să plângă și îmi spunea, dar plângea și el și eu. Și îmi spunea, lasă-mă să-ți arăt că eu nu sunt ca toți. Lasă-mă să-ți cunosc copilul. Și copilul tău devine și copilul meu. Și asta a fost o relație destul de frumoasă, contactul între ei, pentru că noi am început să ieșim și cu Dănuț, dar eu nu-i spuneam lui Dănuț niciodată cine e el. Și obișnuiam să vină Ionuț la noi, să pregătim cina împreună, luam cina și la un moment dat Dănuț era obișnuit ca să ia seara cu el la joacă, îi ziceau prin parcuri de jocuri. El mai mult timp trecea deja cu el decât cu mine. Și Dănuț s-a atașat foarte mult. Uite, asta și-a fost. Știa când eu îi spuneam de multe ori, hai du-te acasă, hai du-te acasă. Și el spune, dar nu mă alunga. Și pe mine mă enerva că el nu-ți duce, dar el vrea cât mai mult timp. El dormea 3-4 ore. Făcea sacrificii numai ca să stai lângă noi. Și îl spun, du-te, te rog frumos, du-te. Și el spune, uite, încoleac și mă duc acasă. Și că așa a durat. Și la un moment dat, Dănuț îmi spune, mam, tăi nu-ți așa de bun. Mam, de ce nu-i prietenul tău? Și spun, el e prietenul meu. Nu. El trebuie să fie prietenul, iubitul tău. Deci spun, zic, Dan, zic, știi că doar au fost o istorie cu tata, nu mai vreau. Tu pentru mine ești cel mai important, da, mama? Dar tu nu poți stai atâți ani singură. Tu ești femeie. Și copilul ăsta pe mine m-a maturizat înainte de vreme. Adică el îmi spunea lucrurile și trebuie să fac. Și eu când am văzut că relația lor e atât de frumoasă, eu am zis că da. Gata, vin încoace, hai să facem și ce avem de făcut. Ce avem de făcut? Să ne mutăm împreună, bineînțeles. Și s-o stabilit, eu zic, hai să vedem. Ca să ne mutăm împreună, nu necesită obligații sau responsabilități. El era, muncea cu contract, eu munceam, fiecare cu banii lui. Eu n-am spus că trebuie să-mi plătești ceva sau ceva. Eu singur îmi achitam cheltuielile. Dar el era omul că putea să-ți pui și cardul pe masă. Eu încă eram angajată, munceam la curățenie. El în fiecare dimineață pleca din Bruxelles spre o altă regiune, făcea cam 100 de kilometri. Pentru că trebuia să trezească la 5 dimineață ca să ajungă la muncă, mecanic, la o fabrică de metal. Făcea sacrificiile astea, putea să mute și el undeva mai aproape, dar el a rămas pentru noi. Că când spunea, nu, eu n-am să mă mut, eu am să stau aici, o să vedem timp cum o să aranjeze. Și ceea ce a urmat, în 2019, kilogramele, dacă nu-i bine, spapă bine, se odihnește bine, toată lumea e fericită, pus kilogram pe mine, a ajuns timpul, noi să mergem în vacanță. Ei, cum să mergem în vacanță? Eu eram balena. Și mi-a rărușenit de corpul meu, de cum să ajung eu pe plajă. El mi-a făcut o surpriză și îmi spune că să mergem în Dubai. Zic, Doamne, eu în Dubai ca balenă, zic, eu trebuie urgent să mă pun la slăbit. Și ce s-a întâmplat? Am găsit un program. Am apelat la cineva, am găsit un program, am reușit și am slăbit și am văzut că merge bineșor. Am ajuns noi în Dubai,
vacanță frumoasă, de lux, mi-am permis și mi-am cumpărat niște haine, deci senzația și e când tu știi că îmblai cu haine de la babă, care îți dădeau babele și încălțăminte de la babe și tu ai ajuns la o senzație când tu puteai să-ți permiți, că nu cumpăram haine de firmă, de marcă, dar decent așa. Ca să merg în Dubai, am ajuns acolo, deci îți dai seama, ceva nou, ceva wow, deșert, tot luxul e acolo. Dar el deja fusese acolo, el mai are o experiență, fusese și în America. Băiat inteligent, băiat care a iubit și munca, dar e calculat. Omul care niciodată nu s-ar sfădui cu nimeni, omul care niciodată n-ar spune nu, omul care niciodată n-ar obișnui pe nimeni. Asta este Ionuț. Am reușit în 2019 și am slăbit, am obținut un corp destul de ok pentru mine. Eu deja vând un copil și am spus, zic, Doamne, și de bine, dar câtă lume pe mine mă scrie. Zic, uite-te, cum să fac eu să-i ajut și eu pe oamenii ăștia? Și bineînțeles că am apelat la mentora care să-i mulțumesc din start, pentru că în 2020, ianuarie, iarăși ianuarie, ceva legat de ianuarie, i-am spune, dar tu nu vrei să faci și tu ce aici fac eu? Zic, ce să fac? Și îmi spune, uite, îți propun oportunitatea asta online, dacă vrei, încearcă. Și spun, dar nu, că eu sunt omul care fug de online, eu sunt omul care fug de oameni, nu-mi place să știe lumea unde sunt eu. Și îmi spune, dar tu nu trebuie să faci nimic. Eu îți deschid un cod de sponsor și trebuie să ajuți persoanele așa cum te-am ajutat eu pe tine. Din experiența ta trăită, tu ai să oferi oamenilor ce ți-am oferit eu. Și s-a început. Eu zic, da, și am spunea, uite, Svetlana, eu îți dau 500 de euro, tu ești gata să faci ceea ce fac eu. Zic, ce trebuie să fac? Trezești dimineața, îți faci un live, îți faci o postare, îți faci un story. Care story? Că eu nici nu știam cum să apăs butonul să fac un story sau care e live, când mi-mi era frică de oameni. Pentru că asta mi-a fost frică în viață, de oameni, de trădări, de dezamăgiri, pentru că oamenii sunt foarte răi, dacă nu ești atent, tinghite. Și s-a început prima lună, primii mei bănuți, când prietenii, anturajul în care eram eu, vreau și eu slăbesc. Și s-a început și cu vreo 2-3 persoane străine. Eu când am văzut că vin și persoane străine, zic, poate pe cineva am inspirat. Primii mei bănuți din online au fost de 645 de euro și acum ai țin minte, tu îți dai seama și satisfacție eu, când eu la munca mea tradițională aveam 1300-1400 de euro. Și s-a început în creștere. Gata, eu eram motivată, eu mă trezeam dimineața, eu dormeam 2-3 ceasuri pe noapte, când eu mă gândeam, eu trebuie să devin o versiune diferită de ce și văd eu în ziua de azi. Eu n-am crezut niciodată în produs, eu n-am crezut niciodată în mâncare sănătoasă, pentru că eu credeam că am mâncat legume sau am mâncat salate, înseamnă că tu n-ai și mânca. Pentru că eu credeam că acolo unde este carne, acolo se mănâncă ghine, acolo unde este pește sau hrișcă cu carne, gata, acolo se trăiește bine. Nu, de fapt nu este așa. Și s-a început aventura mea și mai nebună, când eu am prins foamea asta de succes, foamea asta de a crește, de a mă dezvolta și visam. Visam în 2020 că eu am să ajung într-o bună zi, că eu nu o să mai merg la curățenie. Și eu credeam, eu nu speram, dar eu credeam. Că eu am să ajung într-o zi, că eu am să stau acasă. Am reușit, dorind să explic în ce constă jobul ăsta online. Veneau persoane la mine și îmi spuneau, Svetlana, vreau și eu să slăbesc, ajută-mă pe mine. Ceea ce trebuia eu să le ofer, experiența mea trăită din program. Am mâncat sănătos 5 mese pe zi. Nu a ține foame și a slăbit, dar am mâncat sănătos. Pentru că am mâncat sănătos nu costă bani. A mâncat haotic costă bani, pentru că noi mergem la cumpărături cu creierul flămând și atunci nu este stomacul flămând, dar creierul nostru îți spune că vrea și asta, vrea și asta. Ea nu încearcă să mergi sătul la magazin. Ce-i să cumperi? Îi să cumperi mult. Și eu le spuneam, uite, asta trebuie să mănânci cu asta. Primul rezultat la un client, a doilea, un client mulțumit îmi aduce a doua. Și uite, așa am crescut o comunitate, am dat naștere la comunitatea regenuților și m-am dezvoltat. Nu prea eu obișnuiesc să povestesc așa mai detailat, pentru că oamenii când aud de produs nu au credibilitate, dar dacă eu nu credeam în mine, nici oamenii nu credeau în oportunitate, da? Pe lângă planul de alimentație care le ofeream eu, eu mai ofeream și câteva produse pentru accelerarea metabolismului, pentru retenția de apă, pentru un complex de vitamine la urma urmei.
Și uite, oamenii se regăsau după o lună de detox, oamenii se regăsau și le spuneau că eu mă simt atât de bine, eu am slăbit, ia uite rezultatul meu, Svetlana, vreau și pentru soțul meu, hai ajută-mă. Și uite, așa au venit. Pe lângă alimentație, le mai ofeream și produsele din compania cu care colaborez. Deci asta m-a făcut pe mine satisfăcută, schimbarea oamenilor. Eu am avut o schimbare. Eu am spus, dacă eu m-am schimbat pe mine, eu te pot schimba și pe tine. Așa, eu am slăbit 12 kg. Acum fiecare persoană se gândește, a, dar în cât timp? Fiecare persoană are un metabolism. Rezultatele sunt individuale, nu pot fi interpretate. Pentru că sunt persoane care au un metabolism destul de activ, sunt persoane care au un metabolism lent. Și atunci ea poate slăbi ori în centimetri, ori în kilograme. Și atunci mai există secrete care eu le dau, eu le-am descoperit, clar lucru, activarea metabolismului, deblocarea organismului. La fel, prin unele produse și unele alimente care le mâncăm noi, consumăm. Dar, de fapt, pe foarte multă lume eu am învățat să bei apă, să hidrateze. Și asta este un lucru foarte important, pentru că deshidratarea te duce la blocarea kilogramelor, te duce la constipație, la hemoraiz. Lucrurile astea oamenii nu le înțeleg. Aici am să încep să dau realitatea că oamenii iubesc să vadă rezultate directe. Da, eu am avut nevoie de timp ca să muncesc la mine, să cred în oportunitate, pentru că nu a venit din start 1000 de clienți într-o noapte, au venit 2, 3, 4, dar acei 4 clienți mulțumiți mi-au adus alți 4 mulțumiți, pentru că am lucrat la ei ca să aibă rezultate. Lună de lună eu nu mi-am permis să scad veniturile care le aveam eu din prima lună. Lună de lună mi-am crescut. Practic îmi făceam de 2 ori mai mult de ceea ce câștigam eu la curățenie. Și am început la clienții mei la care mergeam eu la muncă, pentru că ei mă vedeau la lucru. Eu am produse, eu am ceai, eu am suplimente, dar ce bei tu acolo? Și eu spun, zic, păi dacă vrei să-ți aduc, eu ți-aduc și ai să bei. Dar ce mănânci tu aici? Îți uite ce mănânc. Și au început să mă urmărească și ei pe Facebook. Dar ce faci tu acolo? Zic, fac live-uri, uite asta. Dar eu nu înțeleg nimic. Zic, las că eu am să-ți explic. Și uite, așa au fost și clienții mei la care lucram eu în creștere. Adică vineau și cumpărau produse. Nu că vineau, că nu eram eu curierul sau nu sunt curierul. Compania se ocupă de livrări. Ce aici fac eu, gestionez lucrurile online. La 3 luni de zile deja de când am ales această oportunitate, am ajuns la 2000 de euro. Ai de mine, 2000 de euro într-o lună, pe când compania mi-a mai oferit și un bonus de producție, pentru că aveam un punctaj destul de mare și zic, Doamne, 300 de euro asta, bonus! Zic, unde s-au mai văzut 300 de euro? Eu trebuia să muncesc dimineață până seara la babele mele. Și uite-ți că așa am intrat în esența asta, foamea asta de succes, vroiam mai mult, prinde viața mea culoare, atât de mult îmi plăcea, dimineața mă trezeam, aveam o oră fixă, când eu mă trezeam și îmi făceam acțiunile mele. Care erau acțiunile? Îmi făceam story, live, mă învățam să fac poză, mă învățam să vorbesc cu mine, aveam complexul ăsta de a ieși din zona mea de confort și mă învățam să vorbesc în fața oglinzii. Că eu nu-mi plăcea de vocea mea. Nu-mi plăcea nimic nu-mi plăcea la mine. Și eu am înțeles că eu trebuie să mă dezvolt ca persoană, eu trebuie să citesc mai mult ca să am un vocabular mult mai bogat. Și atunci am înțeles că dacă eu am să investesc în mine, rezultatul o să fie și mai mult. Nu plecam nici o zi la culcare până nu citeam măcar o oră sau ascultam dezvoltare personală. I-am investit foarte mult în mine ca să fiu astăzi la nivelul care sunt. Și lună de lună ți-am spus, de la 2000 am urcat la 4, la 5 a început să-mi crească echipa, pentru că din potențial client mi-am făcut distribuitori. Ofeream această oportunitate și la clienții mei care aveau un rezultat, pentru că eu le-am spus, dacă vrei să faci alături de mine ceea ce fac eu, ești binevenit în echipă, eu te învăț, pentru că eu am crescut de la zero. Ceea ce mi-a adus mie succes, eu îți arăt. Network este pentru oameni, dar nu toată lumea poate să-l facă. Nu este pentru lenoși, nu este pentru plângăcioși, este pentru cei care au un de ce, o durere. Pentru că durerea mea a fost mult mai mare ca scuza de a renunța de dragul cuiva, pentru că am avut și eu critici la început din partea și a prietenilor, și a cunoscuților, sau veneau oameni străini și îmi dădeau pe la călcâie, că-i prostie, că-i nebunie,
că amăgiți lumea, că eu pot și slăghesc și așa, că eu mă duc și țin foame și slăbesc. Știi ce am câștigat eu? Că nu am dat niciodată replică înapoi. Eu nu am făcut nimic. Eu, ca să nu mă consum, eu mă ceam și blocam. Indiferent că e cu mătru, că e neam, că e rudă, că e verișor, că e om străin, că e mâță, că e câine pe profil, eu blocam. Eu nu mă consumam că să mă pun în gură. Pentru că atunci când tu îi dai satisfacție la un comentariu, vin altele. Și hate-ul asta tu singur ți-o faci. Ajungesem deja când câștigam și 5.000 de euro și deja îmi puneam o semn întrebare. Dar eu când am să abandonez toată munca asta tradițională? Pentru că dimineața la 8 ieșeam din casă și la ora 6 ajungeam acasă. Zic, ei, Doamne, zic, ce fac eu? Unde? Ce fac eu mai departe? Pentru că ajungeam acasă, dar eu mă ocupam deja pe partea a doua a lucrului online, pentru că nu-mi permiteam de dimineață până seara stau pe telefon, pentru că mai eram și la nenea care lucram. Când ai venit la muncă sau ai venit stai pe telefon. Aveam momente când eu mă ascundeam în baie, în liceu, și făceam postări la fete sau le răspundeam la mesaje, pentru că oamenii nu trebuie să știe ce faci tu. Și uite așa, pe ascuns, îmi făceam acțiunile. Așa mergeam la muncă câte 5 zile în săptămână, câte 2 clienți pe zi. Făceam curat, spălat, ei ieșeau dimineață și intrau seara, eu trebuia să fac curat. De dimineață până seara și căsle, nu-s acolo o căsuță micuță, acolo trebuie să spui la spălat, trebuie să calci, curățeni, nu gătem, nu gătem. Erau oameni care puteau să-ți dea o cană cu apă, dar erau oameni care trebuie să-ți faci munca și să ieși. Da, clienții mei mulți au fost atașați de mine, eu călcam, dar călcam, că acolo și m-am învățat a călca. De ta boala asta de curățeni, de maniac și chiloți trebuie să-i calc. Și îmi plăcea lucrul ăsta, îmi plăcea. Și-a apărut deja mila asta. Cum să le spun eu într-o zi că eu gata, trebuie să lăs. Dar zic, ei, dar 5.000 de euro, dar mai fac aici 1.000 jumate, zic, 6.000 jumate. Și tot mă gândim, dar zic, eu trebuie să fac ceva mai mult. Zic, eu am și acordat mai mult timp echipei mele. Am văzut că iarăși sunt în creștere, am ajuns la 10.000. Și fac eu mai departe? Zic, ce fac? Eu mă apuc și calc și mă uit la emisiunile tale, mă uitam. Pentru că eu ziceam, Doamne, cât curaj are femeia asta să povestească. Dar și mă uitam, zic, de ce ți-ai frică ție femeie să lești trecut în urmă și să te pornești pe un drum necunoscut? Pentru că eu am fost o femeie care am lăsat tot în urmă, mi-a luat copilul și am plecat și am pornit totul de la zero. Pentru că aveam o durere, un de ce, să nu ajung pe drumuri, să nu mai am și nu mânca. Și asta pe mine m-a salvat, durerea mea, care femeia care a suferit foarte mult. Dar eu când ieșeam în stradă, ei, zâmbiam, parcă îmi pare că lumea le pare că așa e de roz. Sau vineam acasă în Moldova, ești țigine, dar și frumoasă că ești, dar de fapt zic, dar ce știți voi? Ce știți voi prin ce am trecut eu sau prin ce trec eu? Și clar lucru, deja lumea știa că eu muncesc online, care te apreciau, care te criticau. Eu am ajuns să câștig 10.000 de euro pe lună și totuși încă mergeam la curățenie. Pentru că nu puteam, nu aveam încă curajul ăsta să le spun că gata. Gata, pentru că ei mă așteptau, eu dimineața când intram în casa lor, era butonul aprins la cafea, că mă așteptau cu cafeaua. Atât de mult le eram dragă. Eu întâi trebuia să le povestesc ce s-a întâmplat, ce am făcut în weekend sau ce am făcut ieri, ce am mâncat ieri, ce am mai gătit, ce am mai vorbit cu fetele mele, pentru că ei deja știau că eu muncesc cu ăla. Și îmi spuneau, de multe ori îmi spuneau, tu ești nilăș. Și așa cu lăcrimi în ochi, știi, că erau bătrâniei. Și spunea, zic, nu, zic, eu încă stau aici. Ei, tu deja ai familia ta, te-ai măritat, ai să faci un copil. Și eu spun, zic, nu, eu încă stau. Zic, chiar dacă am să mă mărit, eu am să vin. Chiar dacă am să mai fac un copil, eu am să vin. Și da, mi-era milă de dânșeni. Pe urmă, eu am zis, da, dar dacă se întâmplă vreodată ceva cu mine, cine o să-și aducă aminte de mine? Nu o să aduc aminte nimeni, pentru că ei când au nevoie să plece în vacanță, ei pleacă. Pentru că eu mereu am trăit pentru cineva, dar n-am trăit pentru mine. Aveam o clientă care pentru mine era stresul cel mare. Joia când era să plec la muncă, deci ziceai că mă duci la spânzurătoare sau mă duci de gât. Dar mă duceam la un moment dat de frică, nu știu cum. Pentru că era omul care număra câte ori plec în Moldova, câte ori plec în vacanță, ce îmi cumpăr, dar cât îmi cumpăr, cât am cheltuit și îmi spunea, voi veniți și care veniți de peste hotare, din Moldova, voi mai mult câștigați ca noi care suntem aici.
Și asta pe mine, știi, zic, n-am înțeles. Zic, dacă nu îți place, dar eu îi spunem, deja învățasem să le spun lucrurile în față. Zic, dacă nu ești mulțumită de munca care o fac, nu, eu, când spuneam că eu gata, îți pun cheile pe masă, începe să plângă. Și pe mine asta m-am muie că era jele, zic, Doamne, bătrânica asta are nevoie, dar nu că e bătrânică de asta care la 78 de ani, la 78 de ani e încă avea și ne vine și o mângâie pe cap. Și e dacă vede că am întârziat cu 5 minute, gata, să începe sunetul. Unde ești? Zic, sunt trafic. Eu vin. A, întârziat 5 minute, dar nu mai vede dacă eu mai rămâneam după. Adică era un stres, înțelegi? Eu când am spus că gata, lepăd, în primul rând a lepădat-o pe dânsă. Și am continuat mai departe și am muncit. Am ajuns și la 12.000 de euro și tot făceam curățenie. Tot făceam curățenie și fetele mă întrebau, dar tu dacă câștigi atât de mult, de ce te mai duci la muncă? Eu n-am uitat de unde am cap prima pâine când am venit în Belgia. Eu nu am curajul ăsta să lepăd, eu nu am curajul ăsta să le spun gata. Ei, dar și îți gândesc la tine? Și eu spun, zic, da, ei nu-ți gândesc, dar ia că pe mine nu mă las sufletul ăsta, nici nici jele. Doamne ferește și boiște, așa. La 3-4 luni, deja treptat, începem să-i lepăd și le spun, uite, eu am hotărât să diminuez contractul pentru că, gata, zic, mai este o sursă de venit și de aici, mai este o sursă de venit și de la soțul, zic, noi avem și alte planuri, e prea obositor pentru mine. Șoc pentru toată lumea. De la agenția unde am lucrat eu, tot așa, cum, Svetlana, tu 8 ani cu noi? Și eu spun, zic, da, dar am și eu viața mea. Știi, am spus vorba asta, dar de aici mă gândeam, zic, Doamne, eu ori le-am dat durere? Când eu am zis, pentru că eu m-am gândit de una, cum o să reacționeze? Pentru că eu nu iubesc să fac cuiva durere, pentru că eu mă gândesc că eu aș primi lovitura asta. Dar treptat, am zis că eu trebuie să fac o schimbare radicală. Echipa s-a mărit, eu nu mai făceam față la formări, eu nu mai făceam față la distribuitorii care înregistram ei. Pentru mine nu era satisfacție că eu îi înregistram, era satisfacție ca să văd la sfârșit de lună și au ei în buzunare. Pentru că da, eu câștig, dar ei și câștigă. Eu mă puneam și lucram 2-3 ore de conferință de Zoom, pas cu pas, ca să învăț. Erau oameni, sunt și acum în echipă la mine, care nu știe cum să faci un live, cum să faci o comandă, cum să registrezi un client, cum să meargă lucrurile, cum găsesc potențialul client, dar ce acțiuni trebuie să fac eu pe profilul ăsta? Sau stai și bagă în cap că este teme de cu mătra că o judică și îi spun, dar cu mătra când tu n-ai avut ce mânca pe masă, ți-o pus sau nu ți-o pus? Când tu n-ai avut și duci copilul la școală, au venit și ți-o dat o perechi de încălțăminte? Măi, nu mai trăi pentru... Un pic și de filozof trebuie să fii, că altfel nu, pentru că eu am înțeles că dacă n-ai să-ți faci tu singur, nimeni nu o să-ți facă. Și eu le-am arătat, uite ce evoluție am avut eu, ce mi-a adus mie în jobul ăsta. Acțiune constantă. Nu că azi am intrat și eu azi fac. Mâine n-am chef, mâine nu fac. Nu, asta job nu pentru tine. Stai acolo unde stai ghin, duci lucrează la nene, duci lucrează la gheaghe. Eu îți arăt, pentru că eu din timpul meu, eu practic nu stăteam cu copilul meu, cu familia mea. Eu nu-ți făceam mâncare, dar eu stăteam cu fiecare client. Puteam să ascult povești de dimineață până seara, că o bătut-o bărbatul, că... Dar niciodată n-am dat nume. Pentru că omul dacă a ales să-mi spună nie, înseamnă că el a avut încredere în mine. Eu îi ascultam, tot poveștile și ele treceau pe mine așa. Și eu când începem să le spun, eu zic, dar și știți voi că eu n-am avut ce mânca, uite așa și uite așa. Zic, dar eu am mers înainte, eu mi-am făcut schimbare radicală. Eu nu am cedat de dragul cuiva, am blocat și gata. Unii oameni pot să zic că sunt păcălele, sunt minciuni, că îmblați cu minciunile și puneți oamenii să cumpere. Știți la cui spun vorbile astea? La oamenii slabi. Pentru că nu o să vină cam la mine să-mi spună, pentru că știi și nivel și ce echipă mare am, da? Pentru că la fiecare eveniment când am mers, am fost mereu sus. Dar de ce am fost? Pentru că eu am arătat fapte. Eu nu doar vorbi. Am intrat și am spus că se câștigă. Da, eu câștig, eu îți arăt. Da, eu pot să realizez, uite, de aici, din companie am realizat. Lucrurile astea, dar oamenii care nu știu să-și apere visul, îi cedează. Renunță de dragul cuiva. Dar de ce trebuie să renunți de dragul cuiva când eu am încă de realizat multe? Venitul meu acum a ajuns între 15 și 20.000 de euro. Într-o lună. Într-o lună vorbim. Da.
Eu nu prea obișnuiam să vorbesc despre sume mari, pentru că acum de vreo 2 luni de zile s-au oprit profilele false, șantajuri pe profile, dar cred că într-o oră îmi făcea câte 4 profile cu poză falsă sau cu pozele mele furate și scria la lume. Dar încerca să mă șantajeze și pe mine că hai să ieșim la o discuție, dar ce face? Dacă tu ieși la o discuție cu cineva, clar lucru că îți vrea bani ca să-și furie profilul. Ceea ce am făcut eu, m-am asigurat. Am angajat pe cineva care se ocupă de securizarea profilului meu, așa că eu sunt protejat 100%. Ca să ajung la încasările care le am eu, nu se doarme. Nu se doarme chiar dacă ai o echipă, că la un moment dat poți să nu mai ai nici banii ăștia. Eu muncesc mai mult ca ei și echipa e conștientă de lucrul ăsta, pentru că eu nu-mi permit să dorm nici în vacanță. Eu am venit în drum spre Moldova și am muncit. Eu practic am făcut 2000 de euro de mașină. Dar cum i-am făcut? Eu mi-am făcut acțiunile. Eu n-am stat. Eu nu stau. Eu stirez de dimineață până seara. Pentru că dacă tu dormi, omul îți duce în altă parte. Înseamnă că tu nu mai ai nevoie. Sau acei care îs lenoși. Pentru că da, într-o companie ești pregătită să vină, să plece, să ducă sau spună că nu există venituri atât de mari. Nu există pentru cel care doarme. Tu nu trebuie să-ți permiți, pentru că dacă ți-ai permis și ai cedat, trebuie să știi când să te ridici. Cea mai productivă lună a fost când eu am încasat 21.000 de euro într-o lună. Și atunci mi-am dat seama că eu pot și mai mult și eu vreau și mai mult și eu am să ajung și mai mult. Și atunci a venit ideea că eu trebuie să mă axez mai mult pe echipă decât pe acele persoane care nu vor să slăbească. Pentru că de bani toată lumea are nevoie, dar trebuie să selectez persoanele care într-adevăr sunt persoane care vin cu, poate cu fiță așa. Nu m-am axat prea mult pentru că mi-am dat seama că ăștia nu au nevoie de bani. Ăștia au nevoie numai să-ți furi timpul. Eu m-am axat mai mult pe persoanele simple care se regăsesc ca mine, care știu să vorbesc, care știu să mă înțeleagă ce vorbesc. Și uite, așa se crește într-o echipă. Rămân la același nivel cu ele, ofer din timpul meu și așa creștem împreună. Și din ianuarie 2023 nu mai merg la jobul meu tradițional, dedic 24 din 24 online, soțul mă ajută, Dănuț mă ajută, eu mai mult mă dedic echipei mele și știu și cred că sunt în creștere, pentru că acum mi-am făcut încă 2 diamanți, mai urmează încă 3 să iau, ceea ce înseamnă să ajung la următoarea calificare de Charman și acolo veniturile ajung pe la 50.000 de euro într-o lună și nu ne oprim aici, pentru că acel care muncește, care crede în proiect, poate să ajungă și un founder. La aceste companii avem exemplu, pentru că avem unicul founder în companie care câștigă la 100.000 de euro pe lună, dar ajungând founder, compania îți oferă și un Porsche și eu știu că Porsche o să-l am. Eu sigur de ceea ce spun, pentru că eu știu din femeia care am fost, cum am devenit, cu 0 experiență. Deja când am ajuns să stau acasă, eram mai relaxată, deja eram femeie care știam dimineața să mă trezesc, să mă îngrijesc, că în companie, bineînțeles, ești plătită, dar omul nu vine la un om care e cu neîngrijit. Tu trebuie să arăți bine pentru om, pentru că tu îi faci o schimbare clientului. Ce fel de schimbare faci dacă tu singur nu arăți bine? Trebuie să fii îngrijit în primul rând. Omul te alege pentru ceea ce ești ca persoană. Visul meu care a fost? Ca să-mi cumpăr o casă, bineînțeles, când am venit din Republica Moldova în Belgia. Am reușit anul trecut, în noiembrie, să semnăm casa, semnăm contract de vânzare-cumpărare a unei case pe pământ cu 3 nivele. Nu am vrut să postez nicăieri, nu am vrut nimic să arăt, pentru că oamenii nu prea se bucură de ceea ce ai. Și am zis că o să vină și momentul când eu am să mă mut, eu atunci am să arăt. Pentru că o să deschid live-urile și deja oamenii o să înțeleagă că eu sunt în căsuța mea. Lucrurile s-au aranjat destul de ok. M-am gândit la un moment dat, da, eu nu-ți atât de mult își dorește un copil. Zic, eu trebuie să fac, el crește copilul altui om. El crește și investește în copilul ăsta. Și el îmi spunea, dacă eu nu te ascultam pe tine, copilul nostru era deja mare, dar mie mi-a fost frică. Și am spus, nu, căsuța avem, zic, e timpul deja să facem și un copil.
și uite spre bucuria noastră, Dumnezeu ne-a înzestrat cu o sarcină după 15 ani, deci am plâns, toată lumea am plâns când am auzit chiar în ziua de Crăciun pe stil vechi că eu sunt însărcinată. A fost un moment, nu cred că, nu știu, eu m-am bucurat pentru că știam ce sunt eu, nu ce vor simți bunei, pentru că în familia lor nu sunt încă nepoței. Știam cât de mult depune-i suflet pentru Dănuț, pentru că dai seama unde este un copil, este fericire. Am cumpărat căsuța noastră, urmează într-o lună să ne mutăm. Da, e investiție destul de mare, aproape de 400 de mii de euro. Da, mulți ori să zică, dar și toată viața e să lucrez pentru o casă, nu. Eu mi-am asigurat ce aici, unde mi-am băgat capul, pentru că s-au calculat toate punctele. Și atunci am decis, familie nouă, copil, casă, zic, e timpul și eu nu-ți aibă ceva, o satisfacție. Pentru că noi mergem în Italia la evenimente și noi mergeam, că el avea o mașină, un Mercedes. Și eu zic, Doamne, ce-l văd pe bărbatul ăsta cu mașina așa mai înaltă? Zic, dar el merită, el atât de mult merită. I-am decis de ziua lui să iau mașina din salon. Mașina e aproape de 96.000 de euro. E un GLE, dar eu când i-am spus, zic, că noi trebuie să schimbăm mașina și el spun, nu, că eu sunt ok cu asta. El era omul econom, că el nu prea iubește. Dacă eu spun, dar nu-i omul cheltuitor, el dă tot, dar eu spun, nu, tu tot trebuie să ai asta. Și el spune, tu ești hotărât? Și eu spun, zic, da. El foarte rapid și-a vândut fosta lui mașină și am luat o perioadă cu a mea, care tot e din salon, că eu marca nu schimb, eu sunt Toyota. Eu am zis că am să schimb deja când o să nască Năstica. Când au adus-o din salon, când am scos-o din salon, erau și părinții lui Ionuț în Belgia, o emoție nebună, cu baloane, cu lentă. Zic, tu ai meritat, amore, tu ai meritat după tot ce ai făcut tu pentru noi, zic, tu meriți. Și atât de mândră și satisfăcută, mă urc eu în mașina asta pentru că eu știu că e muncită. Când el m-a ținut, m-a ajutat, nu este omul care doarme, el doarme foarte puțin și muncește foarte mult. Uitându-mă la toate poveștile care le spui, le prezint tu aici, tot vedeam că promovezi satul german. Dar nu prea eram noi în contact aproape, așa, ne-am cunoscut doar la Hora Binelui, care a fost organizată de Gabriel Nebunu. Și cu Gabriel Nebunu este o relație destul de frumoasă, o relație de mai mult de prietenie, nu știu, pentru mine el este un frate și eu nu-s la fel, așa. E binevenit la noi acasă ca la el acasă. Și... dar cum ne-am cunoscut noi cu Gabi? Anul trecut ne-a cântat. A făcut o surpriză în așa. Știa că eu îl urmăresc, eu îndrăgesc pe asta. Atunci când l-am văzut, mie nu vinea să cred. Zic, Doamne, eu cât timp l-am urmărit? Și uite pe tine la fel, de cât timp te urmăresc, da? Și vedeam că promovez satul german. Deja vorbesem cu Gabi, zic, uite de proiectul ăsta ce spui. Deci, că ai când ai să vii în Moldova, o să veniți și o să vedeți. Și uite că săptămâna asta am venit acasă doar pe 7 zile. Nu a fost în plan să ajung acolo sau... nu a fost nimic, doar ne-am dus să facem o vizită și când ne-a prezentat proiectul, eu am zis, făcut și postare, eu zic, eu nu-ți dă ce zici tu, facem o investiție, că oricum venim acasă și stăm ori la hotel, ori, dar eu nu sunt omul ca să dorm pe la cineva, că nu mă sunt, am intimitatea mea, am, pot să mă scol seara să scriu, să răspund la mesaje sau să-mi fac un story pentru a doua zi că nu am timp să-l înregistrez și o spun, hai să vedem și practic în 30 de minute ne-am hotărât. Și am făcut contractul, azi chiar am semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru apartament. Este un proiect nou și unic și recomand pentru că mi-a plăcut să trăiesc diferit de alții, să nu fac ceea ce fac alții și să trăiesc așa după ceea ce merit. Pentru că când n-am avut ce mânca nimeni, nu mi-a întins o bucată de pâine. Acum, când eu îmi permit, vreau să trăiesc și eu așa cum îmi place mie. Activitatea asta pe mine m-a schimbat ca om, dar nu m-a schimbat banii. M-a făcut mai înțeleaptă și mai atentă cu oamenii. Pentru că acele persoane care m-au criticat înainte și m-au judecat,
acum vor să fie aproape, dar eu deja sunt prea vaccinată și prea matură ca să mai reacționez la oameni falși în jurul meu. Eu știu să-mi selectez oameni, știu, eu vorbesc cu toată lumea. Eu nu mă cert cu nimeni. Eu pot să ajut și pe cel mai mare dușman al meu, că eu știind că el e dușman, eu îl ajut. Nu m-a schimbat banul, pentru că fetele poate să-mi confirme lucrul ăsta. Eu niciodată nu țin cont de ce ieși am în buzunar. Eu țin cont de ce ieși este în sufletul meu. Pentru că este transparent, sunt umilă și am rămas tot așa și sfetucă cu picioarele pe pământ. Și știu să-mi tind o mână de ajutor și la 12 și la 1. Și pe cel care are nevoie și pe cel care nu are nevoie să-l ascult. Acum săptămâna asta am venit acasă ca să-l aduc pe dănuți. Să mai stea o perioadă cu tăticul. Noi am lăsat o relație frumoasă, știm să ne respectăm. Dar când se termină vacanța, Giovanni o să vină și o să-l ia. Am lăsat mereu raportul ăsta frumos pentru copil. Copilul nu trebuie să sufere, pentru că copilul nu trebuie să știe ce a fost. Pentru el, tata este tata și mama este mamă. Dar noi continuăm să ne facem viața noastră și pentru că el este omul înțelept, eu l-am ajutat. Și el își poate să confirme și fosta soacră poate să confirme, pentru că nu l-am lăsat în drum. I-am asigurat și lui loc, pentru că altă femeie nu făcea așa, dar eu am zis, nu mă costă nimic să fac un bine, pentru că binele este răsplătit de 3-4 ori mai mult. Și chiar m-a felicitat cu Năstica și eu mulțumesc și îi doresc tot binele din lume, pentru că știu că fiecare om are paiul său. În viitor mă văd la fel pozitivă, energică, tot cu aceeași plăcere să mă trezesc dimineață, pentru că urmează într-o lună de zile. Să ne bucurăm de prințesa noastră Năstica, care va veni pe lume. Mi-am dorit din tot sufletul să am o fetiță. Dar tații adevărați sunt tații de fetiță și eu nu ți este în culmea fericirii, pentru că dimineața ne salută cu mesajele lui neața regenuțele mele, neața prințesele mele. Tati vine acasă și Dănuț are un raport destul de frumos cu Ionuț. Asta îmi place foarte mult și Dănuț e atât atașat de Ionuț și spune că eu am învățat asta, pentru că mergem la cumpărături cu Dănuț și el îmi spune, Ionuț m-a învățat așa, Ionuț, hai, fă așa. Ei seara pregătesc cina, ei mă cheamă împreună și ne mutăm în casa noastră și Năstica va veni pe lume direct în coliba noastră. Dacă acum 8 ani în urmă nu aveam ce mânca și nu aveam niște bănuți ca să-mi cumpăr o pâine, astăzi am venit în vacanță și în 30 de minute am decis să ne cumpărăm un apartament în satul German. Și sunt mândră de mine, de ceea ce am putut construi, de ceea ce am putut realiza. Sincer, eu m-aș bucura să public mereu istorii de succes, istorii în care oamenii își depășesc fricile și ajung să aibă o viață de vis. Svetlana demonstrează că niciodată nu trebuie să lăsăm mâinile în jos și că trebuie să nu ratăm șansele care ne apar în cale. Acordați mare atenție la ceea ce spune Svetlana. Nu reușește doar cel care renunță sau cel leneș. Nu vă uitați la ceea ce spune cumetra sau vecina. Nu cedați din cauza criticilor și haterilor. Nu există niciun secret al succesului. Trebuie doar să-ți urmezi calea și să nu te oprești ca să arunci cu piatra în fiecare câine care te latră. Dacă v-a plăcut istoria de astăzi și mesajele pe care încerc să le transmit, nu uitați să apreciați acest video, să lăsați un comentariu și să-l distribuiți ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram. Mulțumesc!